my red jacket. And would you also дай Бог узнать по его красной куртке? And I'm here with a lot of friends. Helping me carry the presents. They all have red jackets, you see. Ece toți prieteni, domnul cheamă George, ușor recunoașteți după scurtă culoare roșie. Toți prietenii lui la fel sunt îmbrăcați în scurtă roșie. Because at home in Germany, where we live, we have children, that's even his grandfather, yes. And our children, and then again friends of our children, they decided to make presents, to prepare presents. Toți bărbații domnului dați, este părinți, este noi chiar și pentru noi buniel. Deci copiii lor s-au gândit să pregătească cadouri. Copiii lor și prietenii copiii lor s-au gândit să facă cadouri împreună, să ajute alți copii. So the children made the presents, and then what the question was, where to go? And they decided that the present would go to Moldavia. Yes. Deci copiii au pregătit cadouri, erau foarte bucuroși, să port o întrebare, cine ar primească cadouri? But how to get the presents on the way, on the road to Moldavia? And then they asked us, and yes, we all work, we have a profession, so we took a week off, and we rented a truck, and then we drove 2 days, and now we're here. Deci copiii lor au făcut cadouri, au decis să ajungă în pace în Moldova. Copiii s-au adresat la părinții săi ca să-i ajute să aducă cadourile în pace pentru voi. Ei și-au luat zile libere de la serviciu, au luat automobil, autocar mare, 2 zile fără întrerupere din Germania în pace în Moldova și acolo au ajuns cadourile la voi.